Предлагаю замещение следующих должностей. Закройщик, сборщик, швея, уборщица, грузчик, продавец, сапожник. În cazul de față, noi avem 30 de angajați. Într-o secție sunt 25 care toți sunt împreună, toți discută, toți se înțeleg unul cu altul. Și în cazul de față, am luat cu noi și un traducător, ca să organizăm aici mai mulți, tragem mai mulți, să zicem așa, oameni. Я могу сказать, что Дмитрий работает у нас более года. У нас нету такого, что обращаем внимание на особенности. То есть в основном мы делаем акцент на компетенции, на знания, на то, как себя подает человек. Unii angajatori recunosc că au venit de ochii lumii, deoarece au fost invitați de către autorități. Posturile vacante necesită persoane fizic pregătite bine. Același tractorist, același electrician. Atunci de ce ați venit aici? Păi eu am fost invitat de către Agenția Ocupării Forței de Muncă Sectorul Centru să particip și, adică, mă rog, poate găsesc și eu careva angajat care mă convine. Persoanele cu nevoi speciale susțin că pot face față oricărei provocări. Хочу посмотреть, какие предложения для людей с инвалидностью. Нашли что-то? Пока нет. Например, вот я смотрю, тут требуется контролер качества. Почему нет? Sunt găsesc, cum vă spun, un loc de muncă. Sunt găsesc loc de muncă, să vă spun. Până acum nu ai avut? Nu, n-am avut unde să lucrez, că am lucrat la plitcă. Am făcut plitcă 100 de lei și a doua lună m-a fugărit. De ce? Nu știu. Când ne primim un angajat nou în colectiv, oamenii ăștia din prima zi îl iau în familia lor ca în sânul lor. Îl ajută și din toate punctele de vedere. Și îl învață cum să muncească, cum să comporte. Când primim un angajat care e vorbitor, aici la părere de rău a noștri oameni sunt mai fuduli. Nu-l ajută. Târgul a găzduit și o expoziție de lucruri confecționate de oamenii cu nevoi speciale, obiecte din lemn, materiale textile și altele. Tatiana Druc a venit din Varnița, Bender, pentru a arăta potențialilor cumpărători că arta trăiește în fiecare dintre noi. Am venit cu aceste lucrări care de mult timp încep să-mi dezvolt hobby-ul mai departe. Și aș vrea la această expoziție să vând ceva din ele ca să am ce procura materiale înapoi, să încep un alt lucru sau o altă lucrare. Contează frumusețea? Și încăci. Bine, eu cumpăr aici produsul, de fapt, nu mă gândesc la muncă. Văd un produs, îmi place foarte mult și îl cumpăr pentru că am nevoie de el. Potrivit reprezentanților Ministerului Culturii, astfel de târguri vor fi organizate atât în capitală cât și în teritoriu. În acest sens, ei au precizat că la târgurile obișnuite vor fi oferite și locuri pentru persoanele cu dizabilități. 47% din persoanele cu handicap din Republica Moldova sunt angajate în câmpul muncii. În țara noastră sunt peste 180.000 de oameni cu nevoi speciale.